este mesajul meu de prezentare, nu știu dacă ați apucat să-l citiți. Și la sfârșit vreau să fac o precizare legat de acest mesaj. Timpul este cel mai prețios dar din această viață. Noi alegem de cele mai multe ori cum ni-l petrecem. Cât suntem copii, ne cam spun alții ce să facem cu timpul nostru. Și bine fac, e ca un rău necesar. Doar așa vom ști mai târziu să prețuim timpul nostru. Așadar, nu pierdeți nici acum timpul, pentru că, așa cum spunea Seneca, nimic nu ne aparține, doar timpul este al nostru. Iar timpul nostru este cu atât mai valoros cu cât îl petrecem alături de alții, de timpul lor, de familie, în familie, la școală sau la serviciu. Nu vă feriți să fiți generoși cu timpul vostru, este cel mai prețios dar. Așadar, dăruiți. Deci ăsta este mesajul meu către voi. Cred că mi-a luat un minut să-l citesc. Dar aș vrea să vă întreb, cât credeți că mi-a luat să-l scriu? O lună. Nu, o lună nu. Nu toată viața. Aproape o oră. Aproape o oră m-am gândit ce să vă spun. Și pentru că m-am gândit mult, am spus la sfârșitul orei, Doamne, cât timp îmi ia să mă gândesc doar la ce trebuie să vă spun. Bine, mi-ar fi plăcut să vorbesc despre jurnalism, despre începuturile mele ca jurnalist în urmă cu 20 și mulți de ani, nu mai contează. Sunt la fel de vechi în presă ca și Adi Tudor, care va vorbi mai devreme. Despre activitatea asta ONG, voluntar și așa mai departe, o activitate care vă ia din timp, cei care sunteți voluntari, am văzut că foarte mulți s-a ridicat mâna, felicitări. E timpul vostru și e timpul pe care voi îl dăruiți, îl rupeți din voi și îl dăruiți altora. Bravo, felicitări! Felicitări și mie, într-un fel. Și să vă vorbesc și despre activitatea asta mai puțin interesantă pentru voi, dar în care s-ar putea mulți dintre voi să lucrați. E vorba de secretar administrativ, așa scrie în contractul meu de muncă. Bun, lucrez și la prefectură, deci sunt acolo purtător de cuvânt și consilier al prefectului pe problematica romilor. Să vă spun mai întâi despre jurnalist câteva cuvinte, că dacă tot am fost prezentat ca jurnalist. Am început activitatea la Ziarul Acum în 1995, presă scrisă, încă se mai tipăreau ziare pe vremea aceea, acum se tipăresc din ce în ce mai puține. Am trecut apoi la Ziarul Obiectiv, care și-a încheiat și el activitatea de curând, anul trecut, cred că anul ăsta mai degrabă. 5 ani de zile am fost corespondent pentru Radio Constanța, un post regional, nu știu dacă ați ascultat vreodată, dar când ați fost la mare, poate ați ascultat Radio Vacanța, e aceeași poveste. Apoi, din 2015 până anul trecut, am fost corespondent pentru Radio România Actualități la Tulcea. La fel mi-am încetat activitatea și acolo, pentru că nu mai aveam timp, efectiv, nu mai aveam timp. Și vreau să vă vorbesc astăzi despre timp. Cum reușesc eu să fac cumva toate aceste activități, de dimineață până seara, sau, mă rog, încep cu prin a fi jurnalist, apoi trebuie să mă ocup și de zona asta de ONG, pe lângă faptul că sunt președinte la un ONG, mai sunt și secretar general la Asociația Județeană de Fotbal. Dacă sunteți fotbaliști pe aici, să știți că aveți o pilă. Și vreau să vă mai spun, fetelor, că începând de luna asta înființăm și o echipă de fotbal feminin, așa că dacă sunteți interesate, puteți aplica. Căutați pe internet AJF-Tulcea. Să vă mai spun și despre activitatea mea de la prefectură. Acolo sunt activități complexe ale colegilor mei și eu încerc prin diferite metode, în special prin comunicate de presă, prin Facebook mai nou, prin social media, să transmit publicului larg despre ceea ce face prefectura, despre ceea ce fac colegii mei și despre ceea ce fac și alte servicii deconcentrate din județ. Unul dintre serviciile deconcentrate
este inspectoratul școlar. Iar dacă primiți veștile despre se face sau nu se face școală atunci când ninge, să știți că le primiți de regulă de la mine. Și țin minte că acum vreo 2 ani de zile, atunci când a fost întreruptă școala, pentru 2 sau 3 zile, cred că mulți dintre voi ar fi vrut să afle deodată cu mine că nu se face școala a doua zi. A trebuit să aștept eu vreo 2-3 ore până când să dau informația asta, pentru că nu era 100% certă. Bun, revenind la subiectul pe care mi l-am propus pentru astăzi, timpul. Îmi rămâne foarte puțin timp pentru familie. Am o familie, suntem 4 în familie, am 2 copii, un băiat și o fată. Și cred că acolo sunt cu restanțele cele mai mari în ceea ce privește familia. Și mă uit la voi așa că sunteți toți agitați, sunteți toți plini de viață și ei sunt la fel ca voi, sunt puțin mai mici. Și cred că ar avea nevoie de timpul meu. Câteodată eu nu sunt atât de vivace sau atât de viu ca ei și mă obosesc așa într-un fel, îmi iau din timp, îmi iau din energie. Dar asta e într-un fel un lucru bun și cred că și voi aveți o relație așa, nu știu, chiar aș vrea să știu cum aveți relația cu părinții. Stați de vorbă cu ei, petreceți timp împreună? Cu doamna dirigintă. Ok. Bun. Bun, asta e activitatea voastră legată de școală, de activitatea voastră, să zicem, cumva, activitatea profesională, da? Pentru că asta e profesia voastră, asta e meseria voastră, să fiți elevi, momentan. O să vedeți că nu o să fie chiar așa ușor în viață. Și ar fi bine să vă bucurați de perioada asta în care sunteți elevi. Mi-ar plăcea să cred că faceți și sport unii dintre voi. Da? Cât de important este sportul pentru voi? Cât de importantă este mișcarea? Este cineva care nu are timp pentru mișcare, pentru sport? Toată lumea. Mai e cineva. Ok. E bine să dormim 8 ore, da? Deci undeva o treime din timp îl petrecem dormind. Dar în timpul ce ne rămâne, cele 16 ore din zi, da? Nu sunt 25 de ore cum văzusem pe Facebook zilele trecute. Eu sunt on 25 din 24. Cum așa? Mă trezesc o oră mai devreme. Era o glumă. Cele 16 ore mi-ar plăcea să cred că le petreceți făcând lucruri interesante și făcând lucruri alături de alții. Și când spun alături de alții, mă gândesc la faptul că cei care sunteți implicați în activitățile neguvernamentale, în activitățile de voluntariat, chiar vă face plăcere să faceți asta, adică chiar nu simțiți că faceți acest lucru ca o obligație. Și cred că nu o faceți neapărat ca să aveți, cum spunea cineva mai devreme, un salariu mai mare sau șansa de a, nu știu, de a prinde un loc de muncă mai bun sau mai repede decât alții, ci pur și simplu o faceți din convingere. Și chiar aș vrea să știu, pentru că este a doua latura mea asta cu organizațiile neguvernamentale, în ce domeniu activați cei mai mulți dintre voi, zona asta de voluntariat, spre ce zonă sunteți? Spre mediu, spre cei care ați ridicat mâna și care ați spus că sunteți voluntari? Spune-mi tu. Cum așa? Spune-mi în ce ONG și ce faceți voi practic acolo? Faci parte dintr-un ONG sau doar ești voluntar? De la?
A, antidrog, ok. Ok, foarte, foarte bine. Unii dintre voi ați fost vreodată la Căminul de Bătrâni? Știți cât de mult contează pentru un bătrân să petreacă măcar 5 minute cu voi? Extraordinar de mult. Încercați de fiecare dată când aveți ocazia, nu neapărat de, înainte de Crăciun sau înainte de Paști, să faceți acțiuni și acolo la, la Casa de Bătrâni. Este foarte, foarte important, nu pentru voi, pentru ei. Pentru că multora o să vedeți, le dau lacrimile când vă văd. Și nu atunci când vin toți politicienii și alții care au nevoie de imagine. Mergeți într-o zi oarecare. Faceți-vă un mic grup și mergeți acolo să vedeți cât de mult contează pentru ei. Cât de mult contează timpul vostru dat lor, dăruit lor. Extraordinar de mult. Legat de activitatea asta a treia mea profesională de purtător de cuvânt și de reprezentant al prefecturii într-o zonă de asta de cumva de ONG, chiar m-am întors ieri de la Sinaia și acolo s-a discutat o temă destul de importantă, zona de locuire. Locuințe sociale, zone de locuire informală, barăci și așa mai departe. Aș vrea să știu dacă unii dintre voi aveți în clasă sau, mă rog, aveți cunoscuți, prieteni, amici sau, nu știu, în zona voastră de mișcare, dacă aveți copii de persoane de etnie romă. Copii de etnie romă. Bun. Dincolo de prejudecăți, bănuiesc că sunt o grămadă de inși care au anumite prejudecăți vis-a-vis de ei. Nu știu dacă ați apucat vreodată să stați de vorbă cu ei, să le știți nevoile, să le știți problemele. Bun. Gândiți-vă că aveți șansa asta la educație pe care mulți dintre ei nu o au. E foarte important. Aveți o șansă, cum spuneam, pe care ei, din diferite motive, nu au și riscul de abandon școlar în rândul copiilor de etnie romă este foarte mare. Chiar aici, în clădirea asta, este și inspectoratul școlar. Și o să vedeți niște cifre, niște procente îngrijorătoare în ceea ce privește abandonul școlar în rândul persoanelor de etnie romă, dar nu numai de etnie romă, sunt așa zisele grupuri vulnerabile, părinți, mă rog, copii din familii monoparentale, adică cu un singur părinte, copii din, provenind din familii paupere, familii fără posibilități financiare. Dar dintre toți, dintre toate categoriile, cei mai mulți sunt de etnie romă, într-adevăr. Și să știți că zona asta de educație este foarte importantă și profitați de faptul că aveți gratuitate, aveți acces gratuit la școală. Faceți eforturi pentru ceea ce faceți. Învățați, citiți, încercați să obțineți rezultate școlare bune pentru a continua, pentru că majoritatea dintre voi sunteți la un liceu, probabil că nu toți veți merge la facultate, e o alegere pe care trebuie să o faceți undeva la 18-19 ani, dacă vreți să continuați studiu, dacă vreți să mergeți la facultate sau nu. Și e un pas foarte important. Gândiți-vă că pentru unii, ca voi sau mai mici ca voi, școala s-a terminat de mult, da? Și faptul că sunteți încă elevi și că veți continua studiile mai târziu la o facultate, e o șansă în plus și nu numai că e o șansă în plus pentru voi. Vă ține oarecum legați de activitatea asta care ne-a dat acest cadru de întâlnire, da? Bookland. Înseamnă că veți fi aproape de cărți, înseamnă că veți fi aproape de
izvorul de cunoștințe pe care îl oferă o carte, un manual, orice activitate legată de studiu, și veți ieși puțin mai câștigați din școală, când se va termina ea, și veți intra mult, mult mai ușor în activitatea aceasta destul de complicată și de complexă numită serviciu, da? Pentru că veți trebui mai devreme sau mai târziu să intrați în câmpul muncii. Și mi-ar plăcea ca mulți dintre voi să aveți legătură și în continuare în ceea ce veți face cu studiul, cu activitățile legate de cărți, de școală, de tot ce înseamnă acumulare de cunoștințe, pentru că e foarte important în viață să nu ne plafonăm, să nu rămânem la un anumit nivel pe care ni l-a dat școala, gimnaziu, liceul, facultatea, ci să învățăm în fiecare zi câte ceva. Pentru noi, cei care lucrăm cumva în zona asta administrativă, este important pentru noi ca în fiecare an să avem cursuri de perfecționare, de formare și așa mai departe. E o șansă pe care o avem, nu toți o au. Gândiți-vă la lucrul ăsta și gândiți-vă acum, cât poate nu e prea târziu, ce veți vrea să faceți mai departe în viață. Indiferent ce vreți să faceți, pregătiți-vă temeinic. Și să știți că niciodată nu sunteți suficient de bine pregătiți pentru activitatea pe care o veți face. Chit că veți vrea să lucrați, eu știu, în domeniul administrativ, în educație, de ce nu, în sănătate, în orice domeniu, gândiți-vă întotdeauna că activitatea voastră de dobândire a cunoștințelor nu se termină azi, nu se termină mâine, ci va fi până la sfârșitul activității voastre în acel domeniu. Și pentru asta trebuie să vă alocați timp. Da? Începusem să vorbesc despre timp și să știți că ceea ce faceți voi astăzi, nu uitați nici în activitatea pe care o să o aveți, activitatea profesională. Întotdeauna alocați-vă timp pentru a căpăta cunoștințe noi, pentru a dobândi cunoștințe noi, pentru că este foarte important în ceea ce faceți. E ca și la școală. Niciodată nu se termină școala. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, sper că nu v-am plictisit cam mult și aveți grijă de timpul vostru.